Înscrierile pentru evaluarea națională 2021 au început de astăzi. Anul acesta, absolvenții clasei a 8-a sunt înscriși automat la examen de reprezentanții unităților de învățământ. Pentru a participa la examenul din această vară, fiecare elev trebuie să depună la sediul școlii pe care a absolvit-o o serie de documente care prevăd eligibilitatea de a participa la evaluarea națională. Totodată s-au încheiat și înscrierile pentru examenul de bacalaureat. În Mehedinți, peste 1300 de absolvenți au optat să susțină bacalaureatul. Pentru a putea participa la evaluarea națională, elevii clasei a 8-a trebuie să depună la sediul școlii pe care au absolvit-o o cerere tip, copie după cartea de identitate și foaia matriculă. Începând de astăzi, 7 iunie, și până vineri, 11 iunie, are loc înscrierea elevilor la examenul pentru evaluare națională. Înscrierea este făcută de secretarii unităților de învățământ la care aceștia au absolvit. Pentru elevii care au absolvit clasa 8-a din seria curentă, înscrierea este făcută de către secretarii unităților de învățământ la care aceștia au absolvit, prin introducerea datelor personale ale elevilor în aplicația dedicată evaluării naționale. Iar pentru elevii din seriile anterioare, tot secretarii unităților de învățământ fac înscrierea pe baza documentelor depuse de către aceștia. De asemenea, în 4 iunie s-au încheiat și înscrierile pentru examenul de bacalaureat. Peste 1300 de absolvenți de liceu au decis să susțină bacalaureatul. Alți 493 de absolvenți din anii precedenți s-au înscris la examen. S-au încheiat înscrierile pentru bacalaureatul din această vară. Avem 12 centre de examen în diferite localități și un număr de 1340 de elevi din promoția curentă înscriși și din promoția anterioară 493 de elevi, total 1833 de elevi. Nici anul acesta competențele lingvistice ale bacalaureatului nu se vor susține, ci vor fi echivalate.